41. Cinci zile. De fapt șase. vaiți nu înțelesese prea bine, ori șeful sumarian nu știa să numere. Aveam o călăuză și trei cărăuși. Nu mai mersesem niciodată atât de mult pe jos, începând de la răsăritul soarelui și până se lăsa seara cu pământul afundându-se sau tresăltând sub pașii mei. Jungla ridica ziduri verzi de fiecare parte a cărării. Umiditatea era incredibilă, așa că notam prin aer. Era mai teribil decât în cea mai rea zi din Maneran. Insectele aveau ochii colorați și clești înspăimântători. Animale târătoare cu multe picioare fugeau pe lângă noi. Încleștări și urlete teribile se auzeau din tufișuri, dar nu se zărea nimic. Soarele pogorând în fâșii pestrițe abia reușea să străpungă bolta înaltă a copacilor. Florile explodau pe trunchiurile acestora. Paraziții, îmi spusese șvaiț. una dintre ele galbenă și pufoasă avea o față omenească, ochi holbați și o gură mânjită de polen. O alta era mai bizară, pentru că din mijlocul petalelor sale roșii și negre se ridica o parodie de organ genital, un falus cărnos înzestrat cu două testicule care se bălăbăneau. Chicotind încântat, Jvaiț o apucă pe aceasta, din urmă o strânse în palmă, mozolind-o în chip obscen și o mângâie. Sumarienii bodogăniră ceva. Poate se întrebau dacă nu greșiseră când ne trimiseseră femei în colibă. Ne-am cocoțat pe șira continentului ieșind din junglă pentru o zi și jumătate ca să ne cățărăm pe un munte înalt, apoi am revenit în junglă de partea cealaltă a muntelui. Pământeanul întrebă călăuza de ce escaladase muntele în loc să locolim și se răspunse că aceea era singura cale, întrucât furnicile otrăvitoare împânziseră toată zona. Foarte încurajator! Dincolo de munte se întindea o salbă de lacuri torente și mlaștini, multe dintre ele pline de boturi gri cu dinți ascuțiți abia ițite la suprafața apelor. Totul mi se părea ireal. La numai câteva zile de navigat spre nord se găsea velada Bortan cu băncile ei vehiculele vame și, și casele de rugăciune. Acela era un continent îmblânzit, exceptând interiorul nelocuit. Omul nu-și lăsase însă deloc amprenta prin aceste locuri pe care le străbăteam acum. Sălbăticia și haosul din jur mă apăsau. Aerul greu sunetul nopții conversațiile neinteligibile ale însoțitorilor noștri. În cea de-a șasea zi am ajuns la destinație un sătuc alcătuit din vreo 300 de colibe din lemn împrăștiate într-o luncă largă la confluența a două râuri de mărime modestă. Am avut impresia că aici existase cândva un oraș, poate chiar o metropolă, pentru că la marginea așezării se zăreau movile și de lușoare acoperite de iarbă toate posibil foste ruine. Putea fi o iluzie, Aveam oare atât de multă nevoie să cred că sumarienii regretaseră de când părăsiseră continentul nostru încât să mi se năzărească peste tot urmele declinului? Sătenii ne înconjurară nu ostil, ci animați de curiozitate. Nordicii reprezentau o apariție inedită în acele locuri. Câțiva dintre ei se apropiară ca să mă atingă o bătaie ușoară pe braț, o strângere timidă a încheieturii urmate invariabil de un zâmbet fugar. Acești oameni ai junglei nu păreau să aibă mina posaca a celor care trăiau în cocioabele de pe țărm. Erau mai prietenoși, mai deschiși, mai copilăroși. Puțina influența civilizației veldane reușise să-i afecteze pe locuitorii coastei întunecându-le spiritele. Aici lucrurile nu stăteau la fel, deoarece contactele cu nordicii nu erau frecvente. O discuție interminabilă se înșghebă între Jvaiț Călăuza și trei dintre bătrânii satului. După primele minute de parlamentare, Jvaiț fu depășit de conversație. Călăuza noastră se lansă în cascade prelungi de înflorituri verbale presărate cu gesturi frenetice părând să explice de mai multe ori același lucru. La rândul lor sătenii pronunțau în mod repetat un set identic de replici. Nici eu și nici șvaiț nu înțelegeam măcar o silabă. În cele din urmă, călăuza se întoarse agitată către jhait și deșertă un șuvoi de cuvinte în limba manerană cu un puternic accent sumarian. O exprimare pe care eu o găseam cu totul de neînțeles, dar pe care jhait cu calitățile lui de negustor obișnuit să comunice cu străinii o putea pricepe. După o vreme, pământeanul îmi spuse: sunt de acord să ne vândă drogul, cu condiția de a dovedi că suntem demni de el. Cum le putem dovedi asta? Consumându-l împreună cu ei în cadrul unui ritual al iubirii care va avea loc diseară. Călăuza a încercat să-i convingă să renunțe, dar n-a fost chip. Fără comuniune nu primim marfa. Există riscuri? Jvaitz clătină din cap. Mie nu mi se pare răspunse el. Călăuza însă are impresia că noi urmărim doar profitul de pe urma drogului. Că nu intenționăm să-l folosim asupra noastră, ci să-l vindem în maneran pentru multe oglinzi încălzitoare și cuțite. Fiindcă bănuia că nu folosim drogul încerca să ne protejeze. Să Sătenii gândesc și ei la fel, și nu vor să dea nici măcar un dram de droguri cui ar încerca să-l comercializeze. Nu-l oferă decât credincioșilor adevărați. Dar noi suntem credincioși adevărați, am spus. Eu știu, dar pe omul nostru nu-l putem convinge de asta cunoaște destule despre nordici ca să-și dea seama că ei își păstrează întotdeauna mințile și sufletele închise, deci dorește să ne vindece de această boală a sinelui. Voi mai încerca încă o dată să-i conving. Începu să discute cu călăuza în vreme ce șefii satului ședeau tăcuți. Adoptând gesturile și chiar accentul ghidului, astfel eu nu mai pricepeam absolut nimic. Pământeanul insistă la nesfârșit, dar călăuza se încăpățână să-și păstreze poziția. Mă cuprinse un val de disperare și am fost gata să propun să renunțăm și să ne întoarcem cu mâinile goale în maneran când își reuși cumva să-și convingă interlocutorul. Călăuza era încă suspicioasă și îl întrebă dacă într-adevăr doream ceea ce pretindeam, iar Jvaiț în cuvință a păsat. Încă sceptic, ghidul nostru reveni la săteni. După o conversație mult mai scurtă adresă câteva cuvinte pământeanului. S-a aranjat, îmi zise Jvaiț. Diseară vom lua drogul împreună cu ei. Se întinse către mine și mi-a tinse cotul trebuie să nu uiți un lucru. Când intri în trans să fii iubitor, dacă nu iubești, totul e pierdut. M-am simțit aproape ofensat de acest avertizment al lui.